În urma controalelor desfășurate la nivel național, inspectorii sanitari veterinari au depistat prezența E. coli. Rezultatul a fost pozitiv în cazul unei probe de lapte crud și la două probe recoltate de pe suprafața carcaselor de ovine. ANSVSA a publicat primele rezultate ale controalelor efectuate în cadrul Planului Național de Control pentru depistarea E. coli în produsele alimentare de origine animală. Inspectorii au recoltat un număr de 94 de probe din lapte și produse din lapte, precum și mai multe tipuri de carne. Probele au fost recoltate din ferme, abatoare, măcelării, carmangerii, magazine alimentare, supermarketuri și dozatoare de lapte. În urma efectuării analizelor s-a depistat prezența E. coli în 3 probe, și anume într-o probă de lapte crud provenită de la o fermă din județul Alba și în două probe recoltate de pe suprafața carcaselor de ovine, provenite de la un abator din județul Maramureș. Planul Național de Control pentru depistarea E. coli a fost demarat în data de 16 mai și se desfășoară până pe data de 31 decembrie. În cadrul acestei acțiuni, inspectorii vor preleva și vor trimite la analiză probe de lapte și carne.